Organizatorii ediției din acest an a Zilei de Curățenie Națională sunt de părere că ziua de 16 septembrie a fost una memorabilă pentru mediu și pentru comunitate, cu rezultate impresionante, iar mobilizarea voluntarilor a atins un nou record pentru județul Hunedoara. Peste 4500 de cetățeni din aproape tot județul au adunat în jur de 4800 de saci cu deșeuri din natură. Programată inițial pentru data de 16 septembrie, Ziua de Curățenie Națională 2023 a trebuit să fie amânată în unele localități din cauza condițiilor meteo nefavorabile care au afectat Valea Jiului. Chiar și așa, bilanțul acțiunii a fost peste așteptări. Pozitiv din punct de vedere al implicării voluntarilor, dar negativ din punct de vedere al lipsei de respect față de natură a unora dintre noi. Din păcate, a fost o cantitate record de saci adunat, dar, din fericire, a fost și un număr impresionant de voluntari strânși pentru această acțiune. 4530, mai exact, au participat aproape pe toate OAT-urile din județul Hunedoara. A fost un an special, a fost puțin mai greu anul acesta deoarece ploaia nu a ținut cu noi, dar am reușit să ne punem de acord și să amânăm evenimentul pentru că toată lumea să aibă șanse egale la a participa la această acțiune și suntem foarte fericiți că toate au decurs bine în final. Gratuit, firmele de salubritate vor ridica treptat saci cu deșeuri din locurile stabilite cu primăriile sau instituțiile care au participat la această campanie, care nu a avut doar rolul de primenire a naturii, ci și de încredere că putem crea un viitor mai curat și mai sănătos pentru toți locuitorii județului Hunedoara.